cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mult. Bună dimineața, oameni buni, bine v-am regăsit după o pauză destul de lungă la o cafea, dar peripluri prin țară ne-au obligat să facem această pauză. Pe de o parte s-au făcut transmisii inclusiv din Parlamentul României, pe de altă parte a fost de rezolvat niște lucruri, dar astăzi ne întâlnim în emisiune în direct și pentru că sunt multe lucruri de discutat și vreau să transmiteți, dacă doriți, și întrebări, vă prezint invitatul, primarul Andrei Carabelea. Bine ați revenit în emisiune. Bună dimineața, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație, salut pe toți cei ce vă urmăresc. Domnul primar, sunt atâtea lucruri de discutat încât, pe de o parte, sunt atâtea lucruri de discutat încât nici nu știu de unde să încep. Pe de altă parte, parcă văd că în momentul când pun prima întrebare, primesc primele reacții. Iarăși despre investiții, iarăși despre circulație. Păi iarăși dacă pentru vezi, că... Dacă despre altceva, vorbim despre petreceri, despre... Eu vreau, dar eu vă spun ce o să privesc, că m-am obișnuit. Deci, domnul primar Andrei Carabelea, noi am avut un fel de discuție de la distanță, ca să spun așa. Eu am cerut niște informații primăriei Piatra Neamț pe un subiect pe care eu l-am considerat extrem de sensibil la vremea respectivă, și anume dumneavoastră, pe bună dreptate, în ultima emisiune pe care am făcut-o, ați anunțat că de pe 15 martie vor începe lucrările la podul de la spital. Am văzut că n-au început pe 15, nici pe 16, și atunci am încercat să aflăm ce se întâmplă și am aflat că nu exista autorizație pentru demolarea podului. Și mi-am pus niște întrebări. Ce s-a întâmplat? Acum, fără să fac eu comentarii, că dacă le fac sunt prea rele, vă las pe dumneavoastră să ne explicați ce s-a întâmplat acolo. E într-adevăr o situație destul de complicată. În autorizația de construcție, în documentația din spatele autorizației și autorizația de construcție vorbește despre construirea unui pod nou pe amplasamentul podului existent, ceea ce implică de la sine demolarea podului respectiv. Și în autorizația de construcție sunt prezentate detaliile tehnice ale activității de demolare. Chiar în perioada în care anunțam începerea lucrărilor de demolare și de turnarea piloților folați la noul pod, colegii au descoperit că este o situație care complică un pic lucrurile pe proiectul acesta, pentru că este drum național, este DN15. Și podul face parte din DN15 și, fiind o activitate de demolare, este nevoie de acordul proprietarului, care este statul român. Este o lege specială, conform căreia toate drumurile la nivelul municipiilor reședință de județ sunt în administrarea consiliilor locale. Deci, în mod firesc, ne revine responsabilitatea de a întreține și de a exploata respectivul drum, inclusiv lucrările de artă, respectiv podurile. Situația care a complicat și mai mult lucrurile a fost faptul că este vorba despre un pod construit de statul român acum 50-60 de ani, după care Consiliul Popular Piatra Neamț a făcut o extindere cu puțin înainte de anii 90. Podul inițial a fost pe o lățime de 9 metri și a mai fost făcut o extindere de 12 metri, care a fost intabulată în proprietatea municipiului UAT Piatra Neamț. De aici s-au complicat lucrurile, am discutat cu Ministerul Transporturilor, cu CNAIR-ul, e podul nostru, aveți tot dreptul să interveniți, dom'le, e bine să avem o hârtie. Într-un final am reușit să avem
toate avizele și acordurile necesare și se emite autorizația de construcție, dar ca să fie totul sigur, pentru că chiar vrem ca aceste lucrări să meargă înainte și să nu fie blocate de absența unor hârtii care sunt esențiale. Vom avea o hotărâre de Consiliul Local în ședința pe care o voi convoca săptămâna viitoare, joi, pe 30 martie, o hotărâre de Consiliul Local cu privire la acordul Consiliului Local pentru demolarea acestui pod. Imediat vom avea autorizația de demolare gata. Domnul primar, eu remarc diplomația dumneavoastră în această explicație. Remarc diplomația. Dar eu am niște întrebări simple. Deci, băieții ăștia de la tehnic, de la urbanism, de unde mai sunt ei acolo? Nu știau că podul are statutul acesta special și în momentul în care s-a pregătit proiectul, nu un proiect de doi bani, un proiect de foarte mulți bani. Și au zis, da, totul este în regulă, suntem ok, putem da drumul proiectului. Și au trimis proiectul la semnat. Ultimul care a semnat a fost primarul, da, probabil. Ordinul de începere a lucrărilor și asta. Dar înainte, deci, dom'le, precum ciupercile specialiștii care s-au uitat în hârtiile alea. Adică, să mă scuzați, nu pot să cred că o autorizație de demolare trebuie emisă de primăria Piatra Neamț la 9 luni, 10 luni după ce a început proiectul, în condițiile în care tu când predai un amplasament, îl predai cu toate documentele incluse și mai spun ceva și după aia vă las pe dumneavoastră, nu pot să uit emisiunea pe care am avut-o cu fostul city manager, administrator public al orașului, domnul Vlad Muscalu, când vorbeam despre acele majorări de prețuri, deci cheltuieli neeligibile, nu alea cu prețurile mai mari sau altceva. De-am spus, este posibil ca într-un studiu de prefezabilitate, ăla care a făcut studiu, să nu vadă că sunt stâlpi în mijlocul șoselei, să nu vadă că nu sunt trotuare puse, să zice, domne, astea sunt lucruri inerente într-un proiect. Ok, pot să înțeleg că sunt lucruri inerente într-un proiect. Dar autorizația de demolare a celei mai importante componente a proiectului de mobilitate. Deci, sincer, aici sunt de făcut niște precizări. Fiind un proiect afectat de foarte multe categorii de lucrări, predarea amplasamentului s-a făcut pe porțiuni. Nu s-a predat integral amplasamentul. Ordinul de începere și predarea amplasamentului au fost făcute pe data de 23 septembrie și de atunci firmele au intervenit pe tronsoanele care le-au fost predate, urmând ca pe măsură ce reușim deblocarea unor lucruri și aici mă refer în mod special la rezolvarea lucrărilor, execuției lucrărilor de, la rețeaua de apă și canalizare, pe măsură ce reușim acest lucru să predăm amplasament, în continuare amplasamentul în vederea asigurării frontului de lucru necesar către executant. Podul încă nu a fost predat tocmai pentru că și acolo sunt o serie de lucrări și acum rezolvăm și această problemă birocratică care aveți dreptate. Ideal ar fi fost să fie rezolvată încă dinainte de începerea proiectului. Important este că nu s-a început nicio intervenție acolo fără această autorizație. Deci acesta este până la urmă un lucru care din punctul meu de vedere trebuie apreciat și dincolo de supărarea pe care o am față de colegi și mi-am și exprimat-o, care au neglijat acest aspect, trebuie să îmi permiteți ca în situația dată să nu mă pronunț public pe
Mi se pare că este normal timp cât reușim să rezolvăm o problemă, să nu o accentuez. Nici o problemă să nu vă pronunțați public. Eu, în schimb, vă spun că din punctul de vedere a celor care stau și urmăresc ce se întâmplă, lucrul ăsta este nu numai profesional inadmisibil. Și așa cum un funcționar public care primește un bonus pentru că lucrează la proiecte europene, substanțial, adică se simte, da? Mi se pare normal ca cei care, pe lanț, cei care nu și-au dat seama de un asemenea lucru, care este o chestie de gâgă administrativă, să fie și ei, să simtă, dacă nu altfel, măcar la buzunar. Asta este una la mână. Doi la mână, eu am vorbit doar de pod și m-am mirat. Nu vreau să mă mir de stâlpii de telegraf, de stâlpii de troleu. Și aia sunt acolo. Și așa cum nu v-au informat despre pod, n-au informat nici despre stâlpii de troleu, că nu sunt ai. Trebuie făcute demersuri. Adică nu este o chestie singulară, este o chestie de recidivă. Ceea ce mie mi se pare că denotă, eu nu vorbesc aici de profesionalism, cel puțin dezinteres, dacă nu indolență. Bun, asta este o aparență și acum trebuie să vedem un pic și realitatea așa cum e. Astăzi se întâmplă în oraș atâtea proiecte care presupun un volum de muncă care trebuie asigurat cu o echipă, de exemplu, numai pe partea de proiecte. Noi avem 20 de oameni în momentul de față în primărie și pentru a implementa proiectele cu finanțare nerambursabilă pe care le avem în implementare astăzi, avem nevoie de o echipă de minim 64 pentru a asigura pozițiile necesare în fiecare proiect, manager de proiect, expert tehnic, responsabil financiar și așa mai departe. Deci pentru a implementa proiectele pe care le avem astăzi, am avea nevoie de o echipă mai consistentă, dar situația asta în felul următor. Anul trecut am avut timp de 6 luni posturile blocate. Înainte de această situație, am organizat nenumărate concursuri și, din păcate, știți prea bine și dumneavoastră, ne confruntăm cu un deficit de personal, cu un deficit de resursă umană la nivel de comunitate, pentru că sunt foarte mulți sau sunt prea puține persoane tehnice calificate pentru aceste poziții și este o concurență extraordinară între privat și public pe acești oameni tehnici, care sunt mult mai bine plătiți în privat, bineînțeles. De aceea nu reușim astăzi să avem neapărat suficientă resursă umană pentru implementarea eficientă a acestor proiecte. Dincolo de aceste aspecte obiective, trebuie să înțelegem că există și un context atipic aici la Piatra Neamț, unde trebuie să acordăm uneori atenție unor detalii nesemnificative, lipsite de importanță, doar pentru că cineva ne focalizează atenția în direcția respectivă pentru a reuși să răspundem la anumite solicitări sau intervenții a unor instituții care ne sau pun presiune pe o anumită zonă și rămânem descoperiți uneori în situații evidente, adică practic nu vedem pădurea din cauza uscăturilor. Probabil e una dintre și această situație este am una eu, de aceeași eu natură. Vreau să vă atrag atenția asupra acestei situații pentru că atunci când a început proiectul, chiar la începuturi, am spus exact aceste lucruri. Că nu poți să pui la punct un proiect care, din start, a fost făcut prost. Și în momentul acela a ieșit domnul Muscalu și a zis, domnule, nu, proiectul este foarte bun, este extraordinar, este
Da, domnule, este bun ca idee. Da. Ca idee, ca materializare a lui, n-a fost cel mai fericit. Dovadă că apar tot felul de lucruri și mi-e și groază să întreb la un moment dat unde am ajuns cu cheltuielile neeligibile în momentul ăsta. Dar nu-i cazul. Undeva la 40% putem să spunem asta. Dar în situația asta s-a ajuns din cauza unui mecanism de finanțare care a fost gândit într-o manieră destul de deficitară, pentru că veneai cu niște documentații mai degrabă superficiale, un studiu de fezabilitate care nu spune tot, care nu ia în calcul toate detaliile. De acolo a plecat. Se aprobă după 2 ani cererea de finanțare, închei contractul de finanțare, trebuie să faci proiectul tehnic. În cadrul proiectului tehnic descoperi diferențe majore față de situația descoperită în studiul de fezabilitate. Mai trec încă 2 ani de atunci pentru actualizarea proiectului tehnic. Da. Te confrunți cu alte cantități, aprobi indicatorii tehnico-economici la cantitățile respective și apoi când vezi că vrei să te apuci de treabă și să scoți la licitație, sunt prețurile de 30% mai mari față exact de... Exact asta am spus. Totul a plecat din momentul în care, și pleacă la toate proiectele de genul ăsta, din momentul în care se fușerește partea de, cum se cheamă aceea, cu studiul de prefezabilitate și studiul... Acolo... Așa a fost mecanismul anterior. Nu se va mai întâmpla deci, asta. Ele se fușeresc. Hai repede înainte să vedem. Nu mai contează. Ce bă că-i trei stâlpi acolo în mijloc? Ce contează că ăla e așa? Nu contează. Hai să-i dăm drumul. Că după aia rezolvăm noi. Și se rezolvă cu costuri foarte mari. Domnul și primar. Pentru a se rezolva este nevoie de o cooperare foarte eficientă și foarte sinceră între toate instituțiile avizatoare, între toate instituțiile care trebuie să-și dea mâna pentru rezolvarea și deblocarea acestor situații. Acolo unde lucrurile funcționează de o asemenea manieră, și aici mă refer în special în comunitățile occidentale, inclusiv de la noi din țară, uitați-vă la Ardeal. Acolo, când vorbim despre un proiect de dezvoltare a comunității, nu ne mai gândim la culoarea politică a persoanei care conduce instituția respectivă, pur și simplu ne așezăm la masă, discutăm și deblocăm problema, căutăm soluțiile tehnice care se aplică în situația respectivă. Din păcate, dacă la noi nu funcționează lucrurile așa, ajungem în situația de a sufla și neaurt și decât să ne apucăm cu 2-3 zile mai devreme de o lucrare, preferăm să completăm dosarul respectiv cu toate hârtiile necesare. În prima să lăsăm podul. Acum totuși, parcă n-aș îndrăzni să vă întreb când s-ar apuca de pod, pentru că urmează ședința, urmează autorizația. Astăzi la prânz vom avea o nouă întâlnire cu toți factorii implicați. Pe de o parte, poliție rutieră, executant, experții tehnici ai proiectului, PubliServe, în vederea verificării. În ce măsură suntem pregătiți cu punerea în aplicare a planului de fluidizare, executantul, ce lucrări are, ce lucrări prealabil demolării are în zona podului de la spital, pentru că trebuie turnați piloții forați. Sunt lucrări care se desfășoară pe parcursul la 3 săptămâni. Cel puțin și din punctul meu de vedere este posibil ca sâmbătă să închidem circulația pe pod. Astăzi vom face un anunț cu certitudine în direcția aceasta, dacă închidem în această sâmbătă circulația pe pod, în vederea pregătirii frontului de lucru pentru turnarea piloților furați și ulterior pentru demolarea podului. Bun, acum să lăsăm podul, să sperăm că lucrurile vor intra. Asta. Lăsăm podul ăsta. Podul de aici, de la piață, de pe la ieșirea din piață, cum ar veni în zona Morphorum Center, am văzut că se lucrează și probabil că aici nu vor fi mari probleme, dacă nu apar vicii sau ceva de genul ăsta ascunse. Nu, deja s-au descoperit niște situații diferite față de presupunerile inițiale din expertiza tehnică și din proiectul tehnic.
S-au găsit soluțiile tehnice care să compenseze respectivele situații cu ancore chimice. Astăzi se pregătește frontul de lucru pentru turnarea plăcii suprabetonate, după care probabil va fi lăsată pentru uscare și întărire timp de o săptămână. Se toarnă șapa hidroizolantă și se deci la bucata trece cealaltă. La porțiunea cealaltă din pod în vederea executării acelorași lucrări. Circulația va fi mutată pe partea proaspăt refăcută. Și același lucru se întâmplă și pe podul de la Orion. Suntem cam în aceeași fază de activități. Eu apreciez că lucrările se mișcă bine. Da, am înțeles că aveți o veste foarte bună cu un alt pod. Da, din păcate nu pot spune că sunt cele mai bune vești. Dacă este să ne gândim la impactul imediat, probabil nu este cea mai fericită veste și îmi pare nespus de rău că trebuie să facem anunțul de genul acesta care să întristeze pe moment, însă este mult mai, zic eu, de apreciat efectul pe termen mediu și lung, faptul că vom avea o infrastructură în oraș funcțională și sigură. Ziceți-o direct. Se lucrează și pregătim lucrările la podul de la intrare în oraș pe calea Romanului, pasajul rutier de deasupra străzii fermelor. Bun. Haideți să spunem, e un proiect nou sau face parte din proiectul? Face parte din proiectul de mobilitate. Cel cu strada Mihai Viteazu, nu? Cel de pe strada Mihai Viteazu, de la sala polivalentă până la strada Petru Rareș. Bă, și cât de complexe sunt lucrările aici? Ce înseamnă asta că încep lucrări? Începe lucrări cu circulație, fără circulație? Fără circulație, pentru că ne interesează eficiența pe termen lung a acestor lucrări, nu rezolvarea, adică ne interesează să atenuăm și să avem să întâmpinăm cât mai mult nevoile oamenilor de a se deplasa cu mașina, dar pe lucrările care se vor face asupra pasajului rutier de pe calea Romanului, de la intrare în oraș, sunt incompatibile sau ar fi riscuri prea mari ca acele lucrări de cămășuire a pilelor podului să se facă sub trafic. Pentru că sunt 21 de grinzi care trebuie schimbate acolo. A schimba pe porțiuni, pe jumătate, presupune că nu poți face cămășuirea pilelor așa cum trebuie. Asta ce înseamnă acum practic? Deci pe pod nu se va circula. Timp de o lună cât vor fi timp de o lună, lucrări, adică pe trafic cu Piatra Neamț Roman, vom afecta pe sus, da. Pe sub pod se va circula, probabil, puțin probabil. Din punctul meu de vedere, nu se vor face lucrările la pe cele două maluri, părți ale podului, nu se vor face simultan și în funcție de strategia pe care o va avea executantul, e posibil să reușim să lăsăm circulație pe sub pod, în special pentru traficul greu. Dar această soluție o vom defini până la demararea lucrărilor. Acolo astăzi, când ar fi să înceapă? În principiu în luna iunie. Deci practic constructorul Dan Linu, dacă nu mă înșel, da? Deci Dan Linu termină podul de la treaba pe podul de la din Dărmănești, de la podul Orion. De la Orion va fi finalizat în următoarele deci termină acolo, săptămâni. Termină aici podul de la Mall Forum Center, da. Și după aceea se apucă de podul de la... Un pic mai târziu, adică în iunie, în ideea în care să fie cald. Nu numai cald, cât să se încheie școala, să reducem pe cât posibil sau la maxim posibil nevoia de trafic în zona respectivă și să ne asigurăm că avem cea mai bună soluție de deci fluidizare. Deci o lună de zile, da?
cam așa. Cam așa este planificată. Nu sunt lucrări de aceeași complexitate cum au fost, de exemplu, la podul nou de la, de la piață sau cum vor fi la podul de la spital, unde se începe de la piloți forați până la... Am înțeles. Dar oricum asta va pune probleme serioase de trafic și vor trebui găsite și niște variante, probabil. În mare le-am discutat. Înainte de a le face publice, trebuie să ne asigurăm că sunt luate în calcul toate părerile, inclusiv ale celor de la Poliția Rutieră. Trebuie ca toată lumea să vină și să analizeze un pic care sunt efectele fiecărei soluții de modificarea traficului acolo. Pentru că un lucru este sigur, pe pod nu se va circula, dar avem câteva variante și câteva lucrări pe care trebuie să le facem pentru a da un plan de o soluție de, de trafic cât mai bună. De exemplu, în continuarea străzii fermelor este strada Orizontului, care astăzi este o stradă care se închide, are... ea nu duce neapărat undeva și practic o vom lega cu strada 1 decembrie. Ca să puteți avea o... Este deja pusă în lista de investiții, în planul de investiții al societății PubliServ, care urmează să fie aprobat săptămâna viitoare. Înțeleg, și va intra cu prioritate. Cum și va intra cu prioritate, da. Bun, deci ne așteaptă o lună iunie mai pe cei care circulă în special pe relația aceea. Ne așteaptă o vară în care încă mai avem lucrări complexe, dar la finalul căreia cea mai mare parte a proiectelor se vor finaliza cu bine, inclusiv lucrarea de apă. Am încheiat ieri un act adițional de prelungire a contractului de execuție, care presupune și includerea unui subcontractor, cel care va furniza țeava. Și aici nu am neapărat cea mai bună veste astăzi, pentru că trebuie să ne canalizăm toată atenția și toate eforturile pentru a încheia proiectele anul acesta. Asta tocmai s-a anunțat că prelungiți. Prelungim contractul, care era până în luna mai. Din cauza unor probleme de furnizare a țevii, nu este posibilă finalizarea lucrării la noua rețea de aducțiune apă până în termenul contractual pe care îl aveam până la acest moment și neavând posibilitatea de a încheia până în mai, nici măcar nu avem neapărat o garanție că până în mai vom avea toată țeava. Motiv pentru care am decis atragerea unui subcontractor care să furnizeze cei 4,2 km de țeavă și să îi aducă pe amplasament. Practic, e una dintre variantele pe care le-am discutat pentru a crește capacitatea de execuție și ritmul lucrărilor este să amplasăm, să punem practic țeava să fie descărcată efectiv în linie stradă. până pentru ca moldocorul să poată să le... Bun, și acum lăsând asta, când ar veni țeava asta? Că tot termenul de furnizare al țevii ar fi de 30 de zile, maxim 30 de zile de la încheierea actului adițional. Asta înseamnă că la finalul lunii aprilie, până la finalul lunii aprilie, ar trebui să avem primele tronsoane de țevi deja poziționate pentru a fi îngropate și îngropate. Pentru a fi realizată această rețea. Și racordate. Și racordate, da. Bun. Nu sunt vești extraordinare din punctul ăsta de vedere, pentru că, sincer, nu m-am așteptat să meargă atât de mult, atât de departe contractul ăsta cu apa. Am zis că bani sunt, dar n-a fost seama. Dacă ne uităm în experiența... N-a fost seama, da. Lucrările de apă sunt în general lucrări foarte complexe și se întind din faza demarării studiilor, se întind pe ani de zile. Noi în 2 ani de zile am reușit să avem nu numai proiectul tehnic aprobat, să avem și finanțare, asta. Eu să avem spun... și contract de execuție. Din păcate avem acest impediment generat de situația în lume. Război în Ucraina, situația din Turcia, toate aceste
probleme, provocări au generat o serie de efecte, inclusiv asupra materiilor prime și a furnizării. Eu înțeleg lucrurile astea. Ce nu înțeleg eu este fixismul celor care fac asemenea proiecte. Și eu știu că proiectul a fost preluat din proiectul de la APASERV, că așa era treaba, și s-au pus țevile astea, o soluție mult special, să-i spun, nefericită. Sigur că da. Scumpă, nefericită și fără foarte multe avantaje în timp, în condițiile în care ai furnizori în zonă care îți pot oferi alternative, dar dacă în proiect nu-i trecut alternativa, nu pot să o schimbi, nici nu vreau să mă gândesc. A fost una dintre cele mai mari dezamăgiri, că nu am putut să modificăm soluția tehnică din proiectul extras din POIM, pentru că acolo APASERV a spus clar, se folosește fontă ductilă sau oțel sudat elicoidal. N-am putut să venim cu o altă soluție, nu a existat acceptarea proiectantului tehnic care a realizat respectivul proiect și am ajuns în situația în care suntem, tocmai din cauza acestei lipse de flexibilitate. Aceste în condițiile în care aveam acces mult mai facil la producători, inclusiv din zonă. Din zona noastră, da. De țeavă PHD, care este de asemenea, are toate certificările europene necesare. Acum, numai noi știm cât de dificil și, bineînțeles, Moldocorul știe probabil și cât cel de mai scump. Bine, cât de dificil, cât de scump și care sunt termenele de livrare mult mai complicate și mai îndelungate pe partea de furnizare țeavă sudată elicoidal cu anumite tipuri de un anumit tip de tratament care trebuie sudată, care trebuie, vă dați seama, lucrurile se complică și mai mult. Domnul primar, pe măsură ce avansează lucrările pe Leonida, pe Mihai Viteazu, chiar și pe celălalt tronson, apare problema nu neapărat a șoselei, ci a ce se întâmplă în laterale. Adică trotuare, spații verzi, nu discutăm azi de semne, circulație, deci trotuare, spații verzi. Astăzi putem să vorbim despre semnele de circulație și aici vreau să fac doar o simplă precizare. Nu putem să scoatem semnele de circulație vechi înainte de a le amplasa pe cele noi, să inspecteze fluența și poziționarea tuturor, corectitudinea amplasării tuturor semnelor de circulație noi, abia după aceea putem să scoatem semnele și nu le puteți vechi. Scoate până nu dați drumul, până nu dați drumul la sistemul integralitatea exact. Lui. Deci, aceste situații ne împiedică și astăzi par niște anomalii. Nu avem cum să le depășim. Haideți aceste... să trecem la niște alte, să le spunem, anomalii, dacă există. Ce se întâmplă pe zona spațiilor verzi? Pe zona verde a acestor proiecte? Cât este ea? Mai mare, mai mică, mai... Da, aveți dreptate. Sunt intervenții care sunt obligatorii să le facem și acolo, atât din punct de vedere urbanistic, cât și estetic, cât și de, îngrijire a orașului, aspectului orașului. Trebuie să facem să luăm o decizie care probabil pe unii va supăra, dar nu avem încotro, pentru că în oraș nu facem... Nu putem să facem din oraș o livadă, pentru că corcodușii, vișinii sau alți pomi fructiferi nu pot fi pe marginea unei alei unde se plimbă toată lumea. O să scadă producția de cazane, de țuică. Nu vrem să afectăm activitățile economice de genul acesta, dar... Sunt într-adevăr 220 de pomi fructiferi pe aceste coridoare de mobilitate pe care va trebui să-i tăiem în această primăvară și vom planta 1900 de pomi care se încadrează într-un registru urbanistic așa cum ne-l dorim la Piatra Neamț. Ce pomi? Sunt curios așa. N-am venit pregătit cu această listă, o să vă trimitem această listă. Da, bun, eram așa de curiozitate. Ce e drept este că în această listă rețin o categorie de pom care mi se pare deloc potrivită și vom încerca înlocuirea unui
unei specii de paulonia cu un arbust care să fie, să se preteze mult mai bine la... Dacă nu vrea proiectantul... Va trebui să dorească, pentru că aici, până la urmă, contează intenția beneficiarului și eu nu pot înțelege justificarea sau explicațiile de ce se află paulonia în acest registru. Pentru că paulonia este un arbore care crește foarte repede, foarte înalt și este foarte casant. Nu este un arbore pe care să îmi doresc să-l am lângă bloc, lângă alee sau lângă o parcare. Deci sunt convins că proiectantul își va asuma cu ușurință modificarea acestei soluții. Rămânea să pună plopi pe marginea drumului și atunci a rezolvat. Cred că ar fi fost mai fericită această soluție. Nu cred, cu rădăcinile plopilor, bine. Nu cred. Dar mă rog. Pe mine mă interesează în special siguranța oamenilor și a bunurilor. Deci, pe aceste zone se vor tăia pomii ăștia fructiferi. Aproximativ 220 de corcoduși, cireși și pomi fructiferi care pătează. Și când ei vor fi tăiați acum și ceilalți vor fi plantați până la finalul... În următoarele săptămâni și acum este perioada în care se pot ori acum, ori la toamnă. Da, da. Dar cum proiectele de mobilitate se finalizează mai devreme, înaintea sezonului de plantare din toamnă, acest lucru se va întâmpla în săptămânile ce urmează. Acum, ce... Deci, subliniez, tăiem 220 de copaci pentru că este necesar, plantăm 1900 pentru a face orașul mai frumos. Bun, aici e ok până la urmă. Acum, a venit săptămâna trecută un domn care este un foarte atent observator la ce se întâmplă în oraș. Deci așa, dacă vine domnul primar la emisiune, vă rog să-i transmiteți ceva și mă fac acest oficiu în acest moment. Domnule primar, vorbiți cu cei de la primărie, de la dumneavoastră, cei care se ocupă de preluarea lucrărilor de la beneficiari. Deci sunt niște standarde care țin de cum se pune o pavelă, care sunt distanțele acceptate, care sunt înălțimile acceptate dacă pe trotuar avem gur de canalizare. Și omul zice, dom'le, am fost prin oraș și pe centru și pe... nu cred, sunt de meserie, nu cred că se va putea rezolva chestia asta la modul în care au fost puse. Și poate n-ar fi lipsit de interes ca o echipă de specialiști, poate alții decât cei care se ocupă de demolarea podului, mă rog, autorizația pentru demolarea podului, să treacă pe în zona lucrărilor, chiar cu riscul de a li se spune de către constructor, lasă, domne, că încă nu ți-am dat-o. Pentru că sunt niște lucruri care sar în ochi celor care sunt de meserie, nu nouă. După cum un alt cetățean a venit la noi, zice, domnule, zice, spuneți-i domnului primar când vine la dumneavoastră la emisiune, să vină pe la muzeu, pe strada aceea de la muzeu, și să iasă, să vină în centură pe acolo unde se merge spre strand. Și când ajunge acolo și stă, să-și arunce ochii un pic în partea stângă, cum ieși, și au apărut acolo două parcări în stradă, în mijlocul străzii. Poate îi întreabă pe cei de la primărie de ce au fost prevăzute acolo niște parcări într-un loc în care circulația se ștrangulează. Adică oamenii vin și ne spun, uitați, alt domn, domnule primar, apropo de pomi, dacă cu curățenia pomilor și a gunoaielor de la periferia orașului, adică în paralel cu coridoarele astea, începe un pic curățenia pe zona de pomi. Ați dat un anunț cu piatra curată. Piatra curată este un exercițiu al întregii comunități. Nu e doar al primarului și al angajaților primăriei și entităților subordonate primăriei. E un efort pe care trebuie să-l facem împreună. Împreună ne gospodărim în ideea de a înțelege că împreună trebuie să și menținem curățenie. Am cerut poliției locale mult mai multă atenție și eficiență în a sancționa și a interveni pentru a
în primul rând pentru a descoperi și a sancționa situațiile de nerespectare a curățeniei și a regimului deșeurilor. Pentru asta vom intensifica și pe parcursul acestui an vom amplasa încă peste 300 de camere de luat vederi în zone unde incidența genului acesta de evenimente este mai mare, pentru a fi și mai eficienți în urmărirea și în monitorizarea acestor probleme, vom accesa un soft cu inteligență artificială care va percepe cu acuratețe foarte mare gestul aruncării deșeurilor în spațiu public, pentru a fi mult mai ușor depistată o persoană care face acest lucru și imediat sancționată. Acum identifică gestul sau și gunoiul? Că gestul. Știți cum e cu gestul. Ați văzut ce a pățit un antrenor român. I-a identificat gestul și l-a suspendat, dar el nu a aruncat gunoiul respectiv. La un meci, nu contează. Bine, nu îl sancționezi. Pur și simplu softul respectiv evidențiază imaginele în care se întâmplă acest gest. Operatorul va verifica și va vedea dacă a aruncat un deșeu într-un mod necuvincios sau l-a aruncat la, așa cum trebuie, la coșul de gunoi respectiv. Ideea e în felul următor. Trebuie să cultivăm, inclusiv prin mijloace coercitive, și din păcate uneori se pare că aceste mijloace sunt chiar mai eficiente decât simpla atenționare și verbalizare a rugăminții de a fi mai atenți cu mediul înconjurător și cu curățenia din oraș. Observ și apreciez că sunt foarte multe grupuri de voluntari, în special veniți din partea școlilor, dar nu numai, și asociații și grupuri de firme care se alătură acestui demers și participă la acțiunile de ecologizare și de plantare din cadrul campaniei Piatra Curată. Cât despre periferii, eu nu fac diferențe între centru și periferii. Eu sper ca toți să ne dăm seama că în jurul locuinței, în cartierul nostru, putem să ieșim o oră, două, și e un exercițiu de comunitate extraordinar, pentru că atunci ajungi să descoperi poate vecini pe care nu i-ai mai văzut de multă vreme. Eu fac această invitație publică acum. Evident, este o responsabilitate cu atât mai mare și o accentuez în cadrul primăriei și a societăților primăriei, că trebuie să facem acest lucru și să dăm acest exemplu de a participa la aceste activități. Bun. Am înțeles. Da, e ok că se face. Ideea este ca să se vadă și rezultatele de pe urma acestor acțiuni. Să nu fie... Aici, dacă tot suntem la acest punct, am să fac o referire specială și la locurile de joacă din cadrul orașului, pentru că avem o serie de locuri de joacă noi, realizate în ultimele luni. Am reușit ca astăzi să avem 5 locuri de joacă ultramoderne pe raza orașului și unele dintre ele poate nu sunt neapărat la standardele dorite de mulți dintre pietreni, însă este o tendință europeană de a nu se mai folosi tartanul. Și în Europa, majoritatea locurilor de joacă înființate în ultimele luni nu sunt cu tartan, sunt cu fie cu nisip, fie cu mulci. Un lemn special tratat pentru a nu pentru a nu intra așchi în pielea copilașilor sau pentru a nu se răni, pentru a nu reține microbi și așa mai departe. Deci nisipul este o soluție ecologică, economică, foarte utilizată în lume. Înțeleg că sunt mulți părinți dezamăgiți de faptul că este acest nisip, pentru că acolo mai vin unii cu animale de companie. Eu zic că este mai eficient să atenționăm persoana care vine cu animalul de companie, că nu are ce căuta acolo cu prietenul său nevorbitor, decât să atenționeze primarul că a pus nisip. Aveam de ales între două lucruri. Tartan, și asta ne înjumătățea numărul locurilor de joacă pe care le puteam face noi, adică în loc să facem 4 locuri de joacă, 5 locuri de joacă noi, ne puteam ocupa doar de 2.
pentru că sunt perimetre și zone de siguranță unde suntem obligați să mergem cu o grosime mult mai mare a tartanului. Din punctul meu de vedere, trebuie să fim atenți și la banii pe care îi dăm și să încercăm să acoperim nevoile de la nivelul întregului oraș cu soluții cât mai moderne și cât se poate de conforme la cele mai înalte standarde, chiar dacă asta uneori înseamnă să renunțăm la tartan și să punem nisip. Nisipul este o soluție foarte bună pentru locurile de joacă din întreaga Europa, sigur vor fi și la Piatra Neamț. Important este să înțelegem că acolo nu putem arunca nici mucul de țigară, pentru că din punctul meu de vedere e cel puțin imoral să fumezi în spațiul de joacă al unor copii și cu atât mai puțin nu e voie să intri cu animalul de companie. Domnul primar, eu sunt de acord cu dumneavoastră că nisipul este bun. Te duci la mare, da. E nisip, poți să faci și plaje la Piatra Neamț, adică chiar într-un loc de joacă. Problema nu este asta. Problema este modul în care este menținut acel nisip în Piatra Neamț. Pentru că nu e prima dată când s-au făcut locuri de joacă cu nisip și ele s-au transformat în nisip betonat. Adică, cum să vă spun eu, ai pus nisip, dar ăla necesită niște lucrări de întreținere. Da, odată la 2-3 luni. Deci necesită niște lucrări de întreținere. Este. Necesită o activitate care se plătește. De aceea poate, dacă cineva stă cu pixul în mână, eu nu mă pricep. Deci recunosc că nu mă pricep, dar aș putea să fac treaba asta, să mă gândesc. Dom'le, dacă pun tartan, ce lucrări de întreținere am? Așa, și care este beneficiul tartanului față de nisip? Dacă pun nisip, ce lucrări am și ce costuri am? Și în ce măsură cei care s-au ocupat de locurile de joacă au dat dovadă că știu să întrețină aceste locuri de joacă cu nisip? Pentru că ne vom trezi, cum s-au întâmplat și în alte părți, că nisipul ăla se transformă în altceva, o parte din el îl găsim în lucrări de construcții micuțe, că e nisip fin. Am auzit. E un nisip fin. Îl găsim în lucrări de construcții micuțe, cu acordul sau fără acordul celor care se ocupă de întreținerea locurilor. Cu siguranță fără acordul, da. Deci, de asta vă spun, adică eu sunt de acord că e bun nisipul, e ecologic, e foarte ok. Dar pe lângă aia care se duc cu animalele lor, care de obicei cei care au animale, băi, 80%, sunt oameni care țin la animalele și nu îi duc așa. Dar pe lângă asta avem tot felul de pisici vagabante în orașul ăsta, vagabante. Pisici care de-abia așteaptă. Nu există acest am glumit. Lucru, pentru că sunt persoane care iubesc animalele, dar le țin afară. Păi, bun. Ori le iubim, nu, și dar le eu vreau să spun ceva. Pisicile nu le poți comanda. Ele au o nevoie nativă de a-și căuta un loc în care, în momentul când își fac nevoie, îl duc acolo. Și dacă au locuri cu nisip, vă spun eu că nu stă nimeni să alunge o pisică. Deci, de asta eu sunt de acord, da, în Occident este foarte ok, merge în toată lumea, nu chiar în toată lumea, că mai sunt locuri în care se folosește tartanul. Nu. Păi, eu am vorbit de o tendință. O tendință. Nu am spus acum că de acum la modul absolut nu se mai întâmplă asta. Însă am văzut cu ochii mei în Spania, în Grecia, în Portugalia, în Franța, locuri de joacă nou realizate, făcute unde nu s-a pus tartan, ci s-a pus nisip sau mulci. De asta am zis că nu trebuie să absolutizăm neapărat că avem nisipul și este ok. Este ok, da, într-adevăr, dar poate în anumite zone, poate în alte zone nu. Poate în zonele mai bine supravegheate, poate în zonele celelalte trebuie tartan, poate trebuie, cum se cheamă, lemnul ăla, că am uitat cum îi spune. Mulci. Așa. De fapt, la ce mă refer este că astăzi, din cele 50 de locuri de joacă din municipiul Piatra Neamț, 45 sunt neconforme. Toate locurile de joacă vechi nu mai prezintă condiții de siguranță pentru copii și acum suntem în fața unei soluții dureroase, dar
din punctul meu de vedere, singura legală, o să închidem închidem iarăși? cele 45 de locuri de joacă în ideea de a le moderniza cu astfel de echipamente. Să venim cu 45 de locuri de joacă cu tartan este imposibil și este mult peste puterea orașului astăzi. De aceea trebuie să avem un plan etapizat în care să modernizăm locurile de joacă și să o facem cu soluțiile cele mai economice, dar cele mai sigure. Nisipul este o soluție sigură și economică. Aceasta este, de fapt, logica și motivul pentru care am mers pe deci nisip. Asta cu închis o înțeleg, dar când le deschidem pe rând, așa că... Dacă le închidem, cele 45 de deci, locuri. Vom încerca să avem un plan în care să încercăm să aducem cât mai multe locuri de joacă în stadiul de conformitate celui de lege și să intervenim cu o reparație capitală, cu o modernizare capitală în acele locuri de joacă care efectiv pot fi... Eu aș ruga pe persoana care se ocupă de locuri de joacă. Este o persoană în primărie, o doamnă, dacă nu mă înșel, care nu răspunde. Este doamna, nu a mai plecat este, din primărie. A plecat. E, au și locurile de joacă, o veste bună. Deci, persoana așa, care se ocupă de locurile de joacă, eu bănuiesc că nu toate locurile astea de joacă sunt 100% improprii. Unele sunt la nivel de 80%, altele de 90%, altele de 30%, altele de 100%. Și poate că n-ar fi rău ca să îi se prezinte primarului, măcar dacă nu și opiniei publice, o situație a locurilor de joacă. Chiar la, asta am cerut. La locul de joacă X trebuie doar atât să facem, să dăm cu var, sau mă rog, cu vopsea, sau să reparăm gardul. Și asta se poate face prin voia înalților lucrători de la, nu știu ce, publicer sau cine se ocupă, într-o săptămână. Și la 3 locuri de joacă se poate din 45, la 3 se poate într-o săptămână. La alte 3 în 2 săptămâni. Adică să nu facem cum s-a întâmplat în anii trecuți. Alocăm niște bani pentru locuri de joacă și la final de an, băi, dar nu i-am cheltuit. Dar de ce nu i-am cheltuit? Pentru că n-a vrut cineva să dea cu o semnătură. Nu, să știți că n-am făcut deloc rabat la lucrări. Anul trecut, nu, aceste locuri de joacă vorbesc de trecut și știu ce spun. Au costat primăria aproape 1 milion de lei întreținerea doar și reparațiile punctuale care s-au făcut, tocmai pentru că au fost foarte multe elemente de înlocuit, fiind învechite și într-o anumită stare de degradare. Și iată că acum regret. Preferam mai degrabă să închid o parte din acele locuri de joacă care, a căror reparație a fost și costisitoare și nici n-am reușit să le aducem la stadiul de conformitate celui de lege. Chiar dacă era riscul să ne mulțumim poate câteva persoane, dar măcar reușeam să venim cu niște modernizări mai potrivite, mai eficiente în alte locuri de joacă și astăzi aveam un pas înainte deja făcut. Da. Câteva blițuri, așa. Sunteți mulțumit de cum decurg lucrările la școala 8 și la școala 5? Sunt mulțumit cum merg lucrările la școala 5 și la școala 8, da. Nu am... am semnale că tot ce se întâmplă acolo e cu avans față de contractul de execuție. Deci lucrează. Întrebare inevitabilă de fiecare dată când veniți la mine în emisiune. Bună dimineața, domnule primar, mai avem speranța ca strada Mintiana să fie asfaltată? Știm că utilitățile sunt de domeniul fantasticului. Păi, asfaltul vine întotdeauna după utilități. Părerea mea este că nu sunt de domeniul fantasticului utilitățile, doar că în momentul de față, cea mai importantă utilitate pe care o văd și pe care trebuie să o reglăm în special, să pornim mai întâi din centrul orașului pe principiul vaselor comunicante, este să reabilităm rețeaua de apă. Acest lucru nu îl poate face primăria singură. În momentul de față, primăria este mai activă din acest punct de vedere. Mă aștept la un răspuns mai apăsat și mai ferm din partea societății publice APASERV. Consider că APASERV-ul are, de fapt nu consider eu, are un contract prin care APASERV are obligații exclusive
de întreținere, de exploatare și de întreținere a rețelei de apă și canalizare din municipiul Piatra Neamț. Nu e că primăria are vreo obligație acolo, cu toate acestea, tocmai pentru a arăta că ne dăm concursul și tot sprijinul pentru a susține aceste demersuri și aceste investiții în îmbunătățirea infrastructurii de apă, am făcut eforturi colosale și le facem în continuare fără niciun fel de regret, dar cer public a Paservului seriozitate și responsabilitate în acest demers. După ce Cereți, reușim domnul să, primar, cât mai aveți cui să cereți? din punctul meu de vedere, Cât mai aveți cui să cereți? cu atât mai mult în acest moment se impune să cer acest lucru, pentru că cineva trebuie să asculte și dacă este nevoie de o decizie radicală acolo, nu are decât să o ia. Deci, mie, deci pe știri, pe surse, că nu Se am. vorbește, Se vorbește da. de o gaură de vreo câteva milioane. 13, nu? Inițial erau 18, s-au mai făcut ajustări, s-au mai făcut, s-a ajuns la 15, acum discută de 13, dar indiferent, e o sumă infernală și sunt foarte curios în ce constă această gaură. Dar asta este o altă temă. Bun. O Eu altă. ce pot să spun astăzi este că Apaservul va avea întotdeauna în primăria Piatra Neamț un partener în reabilitarea rețelei de apă a municipiului Piatra Neamț cu următorul deznodământ. Este nepermis ca într-un oraș de munte, a Piatra Neamțul, unde apa vine de la Dumnezeu și de la buna natură, să plătim apa atât de scump și să fim în top 10 național. Este de nepermis. Înțeleg că după ani nu știu, abordare deficitară a managementului la Apaserv, s-a ajuns în situația în care, în loc să beneficiem de faptul că apa vine gravitațional prin cădere, noi plătim atâta curent pentru asigurarea presiunii în rețelele de apă, pentru că sunt pierderile foarte mari, de 68%. Aceste pierderi se regăsesc în facturile oamenilor și este de nepermis să nu acționăm în sensul înnoirii rețelelor de utilități și investiții pe tronsoane mari, nu pe avarii mici. Domnul primar, întrebare. Considerați că este normal ca primăria să preia o sarcină a Consiliului Județean, cea privind stâlpii de la troleu, să-i. Da, ne-am dat acordul și chiar am făcut o solicitare în acest sens Dar e Consiliului normal, Județean. adică să plătească primăria care, cum să vă spun eu, în timp a suportat multe, apropo de rețeaua de trolee. Domnul Bălănescu, să știți că, în ciuda vremurilor, primăria Piatra Neamț suportă multe și își asumă responsabilitatea de a prelua infrastructura Eu care este nu înțeleg de ce deficitară. nu v-au dat cu tot cu cablu. Pentru că dacă vă dădea cu cablu, cu tot, măcar vă scoteați cheltuielile. Cablul l-au vândut nesimțiții sau îl folosesc nesimțiții Eu și pe sper dumneavoastră v-au că pus să scoateți. astăzi, eu sper că astăzi am cu cine vorbi, pentru că a arunca la fier vechi instalația de troleibuz din municipiul Piatra Neamț, care este una dintre cele mai noi din țară, arunca această instalație la fier vechi este crimă. Eu înțeleg că s-a început, dar poate nu este prea târziu să ne oprim și să ne gândim să facem să completăm proiectul existent, să-l îmbunătățim și să mergem pe cea mai ecologică și mai eficientă și mai economică soluție din lume, troleibuzul. Deci, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu știu, acum, sincer, chiar nu e complicat pentru cine nu-i de meserie dacă această soluție este și o soluție cea mai bună. Noi am criticat toată această nebunie cu troleu. O să vă rog, De Bogdan, când a fost înființat? da, nu, după, când a fost desființat. Da. Bogdan, te rog frumos, am intrat pe Switcher Cast, da? Și vreau să dăm neapărat ceva. Când o să fii tu pregătit, te rog să-mi spui, pentru că nu are legătură cu primăria Piatra Neamț, dar am primit în timpul emisiunii niște imagini. Le-ai dat? Deci, am primit
în timpul emisiunii niște imagini, sunt mai multe bucăți, eu n-am reușit să salvez decât una. La Vaduri, intrarea spre Oanțu, cineva a adus probabil niște dejecții, da? E filmat, vă dați seama, din mașină, neprofesionist, și le deversează direct în canal. Poate domnul de la Târgu Neamț, fostul polițist, fost care e șef la Garda de Mediu. Poate merge Garda de Mediu până acolo să vadă. Sunt mai multe imagini pe care le-am primit. Incredibil. Bogdan, dacă poți. Deci, sunt imagini. Mie mi se pare că este... Dar e la vedere, adică nu e să se ascundă omul. Da. Da. Poate cine face asta nu e conștient că asta înseamnă și poate confiscarea să vadă vehiculului. Și, poate să vadă și numărul mașinii, dacă cineva dorește. Adică să vadă, poate are autorizație să facă treaba asta, poate e doar apă. Noi nu știm ce deversează acolo. Poate deversează apă de izvor și curăță canalizarea, canalul. Nu știu. Dar oricum nu este ceva care... Da, imaginele astea nu arată deloc bine. Da, nu arată deloc bine. Domnul primar, am finalizat, ca să spun, emisiunea. Mai e ceva? Vreau să vă mai întreb ceva. Uite, tot m-am gândit. Au trecut cele 6 luni pe care... Cele 6 luni sabatice pe care le anunța fostul dumneavoastră director de cabinet, Liviu Arbuz. Eu am calculat așa de mine. Au trecut 6 luni. A spus că 6 luni lucrează la un proiect. Nu vreau să mă când a trecut timpul. Se întoarce sau nu se întoarce? Ca să am o știre. Eu pe Liviu aștept de mult înapoi. Acum este adevărat că putem face și acest anunț public. De la începutul lunii aprilie revine în primărie. L-am așteptat, ne-a fost alături și până acum. Ne-am auzit destul de des discutând fie despre probleme pe care le vedea el de la distanță, că uneori, când nu ești în front și așa, ai capacitatea de a vedea piesele mișcându-se altfel și poți să vii cu o sugestie, cu o recomandare, și de asta mă bucură de fiecare dată feedback-ul dat de oricine. Dar Liviu mi-a fost alături și în această perioadă și... Deci. De pe 2 aprilie îl reangajați. Sigur că da. Nu de pe 1, mai devreme dacă vine. De pe 2 aprilie, eu zic, discuțiile noastre au fost chiar de la 1 ianuarie. În noaptea de Revelion ne făceam planuri să mai demarăm diverse proiecte și mai vorbeam despre diverse situații. Acum că se apropie momentul, este din ce în ce mai cert și mă bucur. Îl salut pe Liviu, că sunt convins că se uită la noi și îl așteptăm acasă. Ce să vă zic, o zi bună. Mulțumesc, la fel. Sănătate. Tuturor. Oameni buni, așa, pe scurt, încep lucrările la podul acela de pe fer, care face legătura pe fer. Nu, prin iunie vor începe. În iunie. Astăzi în este iunie, doar anunțul prealabil. E posibil ca de săptămâna viitoare, hai să spunem, să închidă circulația pe podul de la spital, da? Podul de la Mall Forum Center și de la Orion. E în stadiu avansat, cel de la Orion la fel. Nu m-ați întrebat de polistiren, să știți că am primit foarte multe întrebări în zilele acestea. Eu cu polistirenul nu mă duce. Au apărut și niște imagini pe rețelele de socializare, cum că cei care execută cele două poduri ar folosi polistiren și că vai de mine să nu fie același deznodământ ca la Luțca. Eu zic să nu facem astfel de comparații și să lăsăm oamenii să-și facă treaba bine. Chiar sunt profesioniști și nu-și bat joc de lucrurile pe care le fac. Polistirenul, dacă cine a observat, a fost și atent, este folosit doar pentru a în zona rosturilor de dilatare, adică este o soluție tehnică acceptată și foarte eficientă. Nu rămâne nimeni... Asta cu polistirenul mi-a scăpat. Nu ați observat-o? Sau... Nu, am fost plecat câteva zile și probabil că de asta n-am văzut-o, că noi urmărim lucrările, mai dăm și știri așa. Deci,
Polistirenul aici, în cazul podurilor din Piatra Neamț, nu este folosit pentru cosmetizare și pentru ascunderea unor defecte, ci este folosit pentru realiza respectivele rosturi de dilatare, pentru că e, așa e constituția, structura unui pod. Deci, revenim. Se lucrează la poduri, revine Liviu Harbuz în primărie, pe postura veche. Care pe postura de director de cabinet, director, sigur. De cabinet. Așa. Cea pe care a lăsat-o liberă de atunci. Se taie corcodușii pe zonele, așa, se plantează 200 ceva de corcoduși, plantează 1900 de arbori. De, fără paulonia. Da? Fără paulonia. Fără paulonia. În rest, să mergem înainte, să vedem cum stau lucrurile. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de azi. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă promit că nu vom mai lua pauze foarte lungi de acum în realizarea emisiunii, dar sunt momente în care trebuie rezolvate și alte lucruri și e greu să te clonezi. Ne oprim aici, cele bune, numai bine. O zi frumoasă, numai bine.